Trei percheziții domiciliare au fost efectuate de procurorii Cotiaș, în Neamț și Botoșan pentru destructurarea unui grup infracțional care avea o fabrică clandestină de producere a țigărilor. Fabrica era amplasată în Humulești, în județul Neamț, într-o hală a unui complex zootehnic. În cauză s-a reținut faptul că în luna septembrie 2021 10 persoane au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop producerea în mod clandestin în afara antrepozitului fiscal a unor țigarete contrafăcute. În acest scop, suspecții au achiziționat în cursul anului 2021 o fabrică de țigarete pe care au instalat-o într-o hală dintr-un fost complex zootehnic, situată pe raza localității Humulești, județul Neamț. De asemenea, aceștia au achiziționat cantitatea de circa 20.000 de kilograme de tutun mărunțit, o cantitate mare de carton imprimat cu sigla unui comerciant cunoscut, foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre cu intenția de a fabrica un milion de pachete de țigarete, fără a deține autorizație în acest sens. Aceste pachete de țigarete pot fi vândute pe piața neagră la prima mână cu suma totală de 2 milioane de euro. Pentru a asigura conspirativitatea locației în care era amplasată fabrica, aceasta era monitorizată de membrii grupării. De asemenea, pentru a nu putea fi descoperită cu ajutorul unor camere care funcționează pe principiul termoviziunii, membrii grupării au placat clădirea cu polistiren. Cu ocazia percheziției domiciliare desfășurată în hala din localitatea Humulești, județul Neamț, a fost identificată fabrica clandestină de producere și ambalare de țigarete contrafăcute, precum și numeroase pachete de țigări, tutun vrac, o linie de tocat, fermentat, mărunțit și uscat tutun, materiale și materii prime folosite în procesul de producție, asamblare și ambalare a țigărilor. La finalizarea perchezițiilor la sediul DIICOT Iași, au fost conduse în vederea audierii un număr de 6 persoane.